scandal în timpul reconstituirii de la ferma dacilor între Cornel Dinicu și unul dintre experți. Totul a pornit de la un invertor pe care anchetatorii nu au vrut să-l considere drept probă. Patronul de la Pensiunea Morții și-a adus și proprii experți. Acesta a cerut mai multe expertize. Toate detaliile le aflăm de la Talida Trofin, care este alături de jurnalistul de investigație Dan Ionescu. Bun găsit tuturor! S-a încheiat cercetarea la fața locului, aici la ferma dacilor. Cornel Dinicu a plecat în urmă cu scurt timp, dar și anchetatorii și experții. A fost o contradicție aici, o discuție cumva în contradictoriu între Cornel Dinicu și unul dintre experți care nu a vrut să ridice un anume invertor cu memorie care ar fi putut stoca toate fluctuațiile de tensiune. Alături de mine Dan Ionescu, jurnalist de investigație. Ce ne indică situația de astăzi? De ce refuzi o probă care ar putea fi decisivă în acest dosar? Din câte am discutat noi cu... i-am tras deoparte pe câțiva dintre cei importanți în anchetă, mi-au spus că acest expert al parchetului, care zice că e profesor universitar, nu vrea să ia în considerare anumite probe și de-aia la transmisiunea dinainte ei se pregăteau să plece, după care s-au întors și au mai stat o oră, până la urmă au reușit să-l convingă să ia, să expertizeze acel invertor care are o memorie și care memoria aceea descărcată într-un calculator va putea să arate dacă au fost fluctuații sau nu au fost fluctuații. Și cum ne spunea expertul lui Cornel Dinicu, toată camera electrică este intactă, siguranțele sărite, deci n-ar fi putut să fie un scurt. Deci, practic, ce vedem în această încăpere indică faptul că un scurt circuit ar fi cumva exclus. Exclus, da. Nu înțeleg de ce pleacă de la idei preconcepute experții parchetului, pentru că, știi ce ni s-a spus? Ni s-a spus, domnule, omul a zis, eu sunt profesor și e ca mine. Știu ce s-a întâmplat aici. Păi, dovedește-o, da, ca să o dovedești într-o asemenea închetă și un fir de păr, dacă e pe jos și spune ial și pune-l și vreau să vedem al cu el, și îl pui, dar când Edita a mai aparat-o atâta. L-am văzut în mașină, când l-au băgat în mașina poliției. Și tu nu vrei să-l iei când ăla are memorie, circuite, are tot ce-i trebuie și poate să spună, bă, lămurim o chestie, bă, a fost fluctuație sau n-a fost fluctuație noaptea, a fost scurt sau n-a fost scurt. Stop, o scoatem din joc, merge mai departe. Dar din start nu voia să culeagă această probă din motive... S-au dus la generatoare, s-au dus peste tot, dar n-au vrut să ia acea probă și chiar când se pregăteau să plece aici, acea mică, hai să nu zicem, altercație, o altercație verbală, când Cornel Dinicu a zis, doamne, dacă pe tine te interesează, i-a spus expertului parchet, dacă pe dumneata nu te interesează asta, pe mine mă interesează, pentru că vreau să știu dacă sunt vinovat sau nu și sunt dispus să plătesc dacă voi fi găsit vinovat, dar hai să aflăm adevărul. Este o dovadă, cel puțin din partea experților lui Cornel Dinicu, este o dovadă că acea piesă investigată, da, cercetată, este, poate aduce lămuriri pe o bucățică de discuție. Adică se va putea scoate sau nu din discuție scurt circuitul, supraîncălzirea rețelei. Asta este foarte important. De ce n-au vrut să-l ia? De mână criminală vedem că s-a cam uitat, cel puțin din partea anchetatorilor, asta pentru că n-am văzut o atenție deosebită asupra unor probe, cum ar fi benzină sau anumite uleiuri, însă Cornel Dinicu susține, așa cum l-am văzut mai devreme, în continuare că aceasta este varianta pe care el merge. Urmăriți declarația lui de aici, de la fața locului. Cornel Dinicu acum este la parchet, se închidă ziua de astăzi, a plecat cu polițiștii și cu toată lumea la parchet și așteptăm să vedem ce mai obținem, ce informații mai obținem. Eu spuneam, am căutat să identific televizorul care a fost să consideră anchetatorii că ar fi sursa principală. Am identificat o carcasă, dar se pare că nu este cea din care, care s-ar fi aflat la locul pătrasa respectivă. Cealaltă încă nu este găsită. Noi trebuie să găsim modelul. Pentru că modelul întotdeauna arată dacă pentru acel model a existat defecțiuni de fabricație, defecțiuni de produs, ceea ce poate să ne spună producătorul. În cazul de față, noi neavând modelul, neavând nicio serie, nu putem să verificăm acel lucru. Domnule Bolosin, este cel mai important să știm după aceste expertize, că sunt făcute de experți ceruți de cel acuzat, că sunt experții de la INSEMEX,
Cert este că trebuie să aflăm de la ce a izbucnit focul, dacă a fost mână criminală sau a fost o greșeală a celor de acolo, de la ferma dacilor. Da, trebuie să facem o precizare încă de la început. Probele nu trebuie dinainte prestabilite. Nu le poți da o valoare dinainte până nu le acumulezi și, bineînțeles, le coroborezi între ele. Nu înseamnă că această expertiză, atenție, nu este regina probelor într-un dosar. Niciodată o probă nu este o regina probelor, ci ea trebuie coroborată cu alte probe. Da, expertiza este un punct important în prezentul dosar. Dar, atenție, parchetul este cel îndrituit pe timpul urmăririi penale, fiindcă așa spune procedura penală, care este cartea de căpătâie a urmăririi penale, să denumească experții. Nu poți tu, ca inculpat, ca suspect sau ca ce oi fi, să denumești experții. Însă ai un drept, și anume de a-ți numi și tu experți asistenți sau experți parte. Cum vrei să le spui? La aceeași expertiză la care participă... La aceeași expertiză. Punctele de vedere ale experților parte care au fost admiși de organul de urmărire penală vor fi avute în continuare în timpul urmăririi penale. Dar atenție, proba principală din acestea este proba pe care o face expertul desemnat de către organul de urmărire penală. Sigur că expertul care este desemnat poate să asimileze, să acumuleze anumite probe pe care le consideră pertinente și concludente. Tu, ca suspect sau inculpat, poți să-i sugerezi cu o anumită probă să ridice un anumit mijloc de probă, dar nu poți, atenție, să impui expertului. Da, am văzut că i-a cerut expertului de la poliție să ia acel invertor și expertul i-a spus că n-are nevoie. Mă scuzați, eu cred că domnul Dinicu are abilități în toate domeniile, cu tot respectul. Domnul Dinicu, nu cred că are abilități doar domeniile, de aceea sunt experți numiți. De aceea nu putem noi, ca avocați, ca judecători, ca procurori, ne dăm cu părerea până nu vedem o expertiză în cauză. Ei sunt cei desemnați de către organul de urmărire penală pentru a stabili, și atenție, a stabili ce probe ridică. Asta este important. Nu pot eu, ca inculpat, să impun expertul să ridice. Dar atenție, probele acelea pot să fie avute în vedere de către experți asistenți sau de către experții parte, iar expertiza care o vor face ulterior, adică în paralel cu expertiza experților denumiți oficial, pot să fie avute în vedere. Sau, atenție, se poate face obiecțiune la acea expertiză. Mulțumesc. Sau se poate cere o nouă expertiză. Mulțumesc foarte mult. Mergem mai departe. Dublă crimă în Brașov. Un tânăr de 24 de ani și-a ucis în bătaie ambii părinți. Criminaliștii sunt chiar acum la fața locului. Mircea Sime vine cu toate informațiile. Bun găsit, Mircea!